Hei, salut, prieteni! Le-am zis noi acum, am pus două omlete. Eu am două. Am înnebunit-o și pe Ana cu omleta de când ne cunoaștem. Tu mâncai așa omlete când? Da, eu cum vreau omletă în fiecare dimineață și mănânc omletă în fiecare dimineață sau câteodată, wow, a început să-i placă și ei. A cumpărat Ana ieri și mi-a luat și mie, că știe că mereu mi-e somn și uite și acum sunt terminat de somn, mi-a luat pudră de guarana. Mă rog, și-a luat și ei și mi-a luat și mie. Ne facem acum o chestie din ea. Cică alternativă la cafea, dar mult mai șmecheră. Gata, nu se mai poate, ieșim și noi să luăm un pic de aer. Bine că mi-am lăsat aminte că vrem să mergem până la, cu Mori. Bine că mi-am lăsat aminte să pun motorină, că nu mai aveam. Rămâneam pe acolo, pana prostului. Asta-i Fiat Abarth? Punto. Punto, dar nu știu dacă e Abarth. Păi avea... Are, dar alea pot fi puse. Da, știu. Eu nu mai am nimic de comunicat. Dacă vrei să comunici ceva... Vrem să facem astăzi o pizza și un tiramisu. După ce ne plimbăm un pic, mergem la cumpărături să luăm ce ne trebuie și facem. Pizza vreau să o fac. Am mai făcut eu o pizza cu nu știu câte vloguri, am mai făcut o pizza. Dar aia era făcută cu aluat de pâine. Dacă te duci la o brutărie care are laborator propriu, poți să cumperi aluatul de pâine din care fac ei pâine, dar să ți-l dea necopt. Din ăla am făcut atunci. Dar când eram noi mici, mama ne făcea o pizza super, super bună cu aluat din felii de pâine. O să vă arăt mai încolo. Dar este ceva super tare. E foarte ușor de făcut. Mai mult ca sigur are toată lumea în casă ingrediente cât să facă o astfel de pizza. Înainte, da? Da. Deci e foarte, foarte simplu. O să vă arăt mai încolo și este ceva super bun. Mai mult ca sigur nu ăsta este drumul oficial pe care poți ajunge. Da. Da, mereu îl ratăm. Uite, în cazul ăsta, e bună Fabia că e înaltă, dar... Da. Parcă în alte cazuri mi-ar plăcea să fie mai... Puteai să mergi cu BMW-ul pe aici. Da, nu știu, poate cu mai multă atenție, o planificare mai din timp a traseului. Ca la Fiat, în cazul ăsta, la să mă duc la lacul Mori, știi? Lacul e aici. Stai că e un... Păi da, mă, dar vrea pe intrarea aia fix pe care... E un animal mai important. O vrea el. Poți fi urât. Urât. E mare așa și tot. Hai, Golden așa el. Labradorul e mai... Mai închegat. Mai închegat, da. Vreau mai închegat, uite ce slab e. Deci ce-i vrea să-l faci uite, gras? Uite, dă-l așa vreau. Mai închegat. Da, ții Labrador, nu ții... Ce drăguț e ăla. Fraierul ăla de stăși să uite la mine. Este nemișcat. Eu... Nu mai zic că e stea așa nemișcat. Hai să lasă. Hai, du-te tu, eu urc în mașină și du-te tu și... Hai că ajunge viral video ăsta în care o să iei tu... Eu zic să nu, dar acum tu faci ce vrei. Îți amintești când m-a mușcat pe mine potaia aia mică? Nu dădea niciun semn că e cam frig astăzi, adică e destul de mare contrastul între ceea ce s-a întâmplat ieri și ceea ce este astăzi. Bine, și aici e și vânt. Mi se pare lacul Mori un lac care ar putea fi o atracție dacă ar fi puțin îngrijit de către primărie. Puțin îngrijit, puțin amenajat, este la teren aici în spate și pe lângă lac o grămadă. Hai, ne mai dăm o tură cu mașina și...
Ia uite ce scul am improvizat aici. Dar merge. Ne-am plimbat suficient, e destul de frig, mă așteptam la altceva. Am văzut că e înnorat așa, dar nu mă gândeam că e chiar așa frig. Ne-a ajuns, ne-am plimbat și noi și pe jos și cu mașina, am văzut tot lacul așa. Și acum mergem să facem cumpărături pentru pizza și tiramisu. Gata, am terminat cumpărăturile. Ia dă-mi să arăt aia. Ce? Nu ca aia, da. A vrut Ana să-și ia să încerce. Așa ceva. Este nucă de cocos de băut. Nu știu cum se desface, dar o să încerc să... Băgăm un pai. Păi, băgăm, dar unde-l băgăm? Facem ca la pepene, așa. Da. Domnișoara, doriți să guste? Facem un cep? Dacă ori mai fi și lemne pe lângă... Pe tine dau vina. Roz, că ești fetiță, da? Du-te de aici! Și l-ai pus pentru tine la roz. Ia! Curge ceva de acolo? Da, e lichid. Nu e foarte dulce. Da, mă, să o iau și o guriță, mă! Da, mă! Mi-a luat o gură, să văd. Nu e foarte dulce. Dar de ce faci așa? Ca așa gustare. Du-te mă de aici, că... Bă, lași. Hai de cam... Mamă, să-mi pun un pahar de cola, că... E bunicel! Du-te mă de aici, bunicel, ăla e bunicel. Zici că ai pus apă într-un lighean, apă cu dero într-un lighean. Ai pus niște șosete al unui batalion de soldați, le-ai lăsat acolo două săptămâni și pe aia ai trecut printr-o strecurătoare. Sosul ăla ce s-a făcut acolo și îl bei, cam așa arată. Așa are gust, da. Deci review-ul meu la nucă de cocos de băut este... Facem pizza? Facem pizza? Nu mai am baterie, trebuie să pun camera încărcată. Haide, Mr. Chef, Mr. Boss, Mr. Chef Bogdan. Deci, punem așa. Fii mai aici, lângă mine. Eu zic că eu aș fi pus ulei, aș fi uns tava cu ulei și apoi pâinea. Ana insista să pune hârtie de cop. Da, e ok. Pui pâinea, așa. Da? Apoi punem lapte peste pâine. Îmbibăm pâinea în lapte. Deci am îmbibat pâinea în lapte. Peste pâinea asta trebuie pus niște sos de roșii. Am luat sos de roșii așa, cu oregano și busuioc. Dar întâi mă pun să arat cașcavalul. Ca să l-am gata ras, să tai, am luat niște crembuști. Am luat ciuperci, porumb. Și ce mai punem? Ardei? Da. Bun, deci am ras cașcavalul, am tăiat crembuștii, Ana taie ardeiul și acum să punem niște sos de roșii pe pâinea aia. Gata și ardeiul. Mai bate Ana aici 2 ouă, 3 ouă. Mai punem ardeiul, mai punem cașcavalul după aia deasupra și peste cașcaval punem ouă la bătut la cuptor. Cam gata, am pus cașcavalul. Cam așa arată. Și acum să mai punem ouă. Ia, ține asta. Cașcaval cu cât mai mult, cu atât mai bine. 2 kg, 3 kg, o roată de aia mare, ca în Tom și Jerry. Cât mai mult, cu atât mai bine.
mai lasă și pentru pizza. Să se îmbăieze așa, să fie, lasă-le. Să nu se vadă decât cașcavalul și ouă, să băltească în ouă, așa cașcavalul la mult. Când lucram la PHD, cred că v-am mai zis că am lucrat ca și curier pe scooter la PHD. Și puteam să ne cumpărăm pizza de acolo la jumătate de preț, noi, angajații. Teoretic nu aveam voie să le facem singuri, dar noi le mai făceam. Și eu când îmi făceam pizza, o făceam, în primul rând puneam toate ingredientele posibile. Așa și peste toate ingredientele alea, făceam așa un munte de mozzarella. Deci nu se mai vedea pizza de mozzarella. Puneam atâta mozzarella cât ar fi pus ăștia pe 15 pizza. Ieșea o minunăție de pizza. Ne apucăm de tiramisu acum. Gata, pizza e la cuptor. Eu mi-am terminat expertiza, acum e rândul Luana să facă tiramisu. Eu o ajut, dar ea e bucătarul șef. Făcut aici frișca. Nesul. Și acum o să siropăm pișcodurile. Camera o să rămână aici cu Ana, eu mă duc să editez, pentru că peste o oră e Steaua Dinamo și... Și-a luat Ana niște căpșuni, hai să vă arăt o căpuna din căpșuni. Ia uite. Teamă că nu se vede cât e de mare. Un pișcot, cred că toată lumea știe ce dimensiune are un pișcot. Deci asta este o căpșună extrem de naturală, cu siguranță este da, de la mamaie din curte asta. Răspunsul pe care am să le dea întrebarea de ieri vine de la Robert Pârâi și zice: salut, toate vlogurile tale sunt foarte interesante. Mersi frumos. În special mi-a plăcut Tuning Fiesta partea 1. Sper că în curând să vină și partea 2. Felicitări și multă baftă în continuare. Din nou, mersi super mult. Întrebarea de astăzi este: care este cea mai mare țeapă pe care ați luat-o vreodată? Țeapă de orice natură. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share să vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine. Pa! A făcut cu mâna la cameră, o să vedem pe filmare după aia. A făcut cu mâna? Da, se uita el cu nevastă să ca la spectacol. Și avea un SUV, adică nu... Înțelegi frustrarea mea, nu? Acum. Da, adică te-ai fi aștept